Să-l invităm pe domnul primar pentru dezvelirea monumentului. Cu domnul consilier local, Mitică Drăgănescu. Și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului tău într-o pomenire veșnică va fi dreptul. De vorbire de rău nu se va teme. Fericit este bărbatul care se teme de Domnul și dorește să împlinească poruncile Lui.
Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel, citim. Să luăm aminte, fraților, aduceți-vă aminte de mai mari voștri, care v-au grăit cuvântul lui Dumnezeu. Priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Iisus Hristos, ieri și astăzi și în veci, este același. Nu vă lăsați furați de învățăturile străine, cele de multe feluri, ci bine este să vă întăriți prin har inima voastră, că nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea care va să fie. Așadar, prin Hristos aducem pururea lui Dumnezeu, jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Iar facerea de bine și întrajutorarea nu le dați uitării, pentru că astfel de jertfe sunt bine plăcute lui Dumnezeu. Pace ție, sfințite cititorule! Și Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia! Înțelepciune drept să asculte Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Și Duhului tău! Domnul, voi sunteți lumina lumii, nu poate o cetate aflată pe verde munte să se ascundă. Nici nu apri făclie ce o pot să vă obroc, ci în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Să nu socotiți că a venit să strig legea sau prorocii, n-am venit să strig, ci să împlinesc. Adevărat zic vă, înainte de a trece cerul și pământul, o iotă sau o cirtă din lege nu va trece, până ce se vor face toate. Deci cel ce va strica una din aceste porunci foarte mici va învăța așa pe oameni, foarte mic se va chema în împărăția cerurilor. Dar cel ce va face și va învăța, acesta mare se va chema împărăția cerurilor. Amin. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce cu puterea Ta l-ai zidit pe om, din care ai întemeiat neamul omenesc și cu înțelepciunea Ta o cărmuiești popoarele, ridicând din rândul lor oameni viteji, înțelepți și pricepuți, care să lumineze și să le conducă spre a face voia Ta pentru binele lor. Auzi-ne pe noi, cei ce ne-am adunat astăzi, în jurul acestui monument ce s-a ridicat într-o pomenirea eroii neamului românesc. Ne rugăm ție, scrie numele lor în cartea aleșilor tăi și, precum de demult ai rânduit, să se așeze semne din piatră spre aducerea aminte de faptele mari săvârșite de ce ai aleși din popor numele tău, așa și acum binevoiește a întări și a binecuvânta acest monument spre veșnica
pomenire a robilor tăi, eroi căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea patriei și credinței străbune. Dăruiește, bunule, celor ce au înălțat acest monument, sănătate și bucurie sufletească, iar poporului nostru ajută-i ca, urmând pilda de jertfă, de credință și de făptuirea vrednicilor înaintași, suportarea ta de grijă, necontenit, să propășească pe calea binelui, slăvindu-te pe tine, Dumnezeul părinților noștri, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Se binecuvintează monumentul acesta prin stropirea cu aceasta păsfințită, pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează monumentul acesta prin stropirea cu aceasta apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează monumentul acesta prin stropirea cu aceasta apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia. Sfinților aflați izvorul vieții și ușa raiului, să aflu și eu calea prin credință, eu sunt oaia cea pierdută. Cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Cei ce pe mielul lui Dumnezeu ați mărturisit și ați fost junghiați ca niște miei, fie înmutați la viața cea neîmbătrânitoare și pururea veșnică sfinților, aceluia cu din adinsul ucenicilor, vă rugați să ne dăruiască nouă dezlegare datoriilor. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Cei ce ați umbla pe calea cea strântă și cu chinuri, toți care în viață crucea ca jugul ați luat și mie ați urmat cu credință, veniți de luați darurile pe care le-am pregătit vouă și cununile cerești. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne!
păcatele și port rănile păcatelor. Miluiește zidirea ta, Stăpâne, și o curățește cu îndurarea ta și moștenirea cea dorită dăruiește, făcându-mă pe mine iarăși cetățean al raiului. La cel după asemănare mă ridică, cu frumusețea cea din tâi iarăși împodobindu-mă. Bine ești cuvânta, Doamne, învață-ne pe noi în dreptările tale. Odihnește, Dumnezeule, pe robii tăi și așează rai, unde cetele sfinților, Doamne, și dreptii ca luminători strălucesc. Pe adormiții robii tăi odihnește-i, trecându-le lor toate greșelele. Mările Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe o Dumnezeire întrei străluceri, cu dreaptă credință să o lăudăm strigând. Sfântești, Părinte, fără de început, Fiule cel împreună fără de început, și Duhule cel dumnezeiesc, luminează-ne pe noi, care cu credință slujim ție și ne scoate din focul cel de veci. Și acum și vorbea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te, curată ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc afla mântuire prin tine și noi să aflăm raiul. Născătoare de Dumnezeu curată și binecuvântată. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Fericiților într-o adormire răi ostași luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagere și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru casă lisertelor toată greșeala cea de voie și a fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Ca Domnul Dumnezeu nostru să așeze sufletele lor acolo unde dreptii se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru să-i cerem Domnului să ne rugăm. Da, Doamne, Doamne, miluiește! Dumnezeul Duhurilor și-a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surupat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român,
Odihnește-le în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, Dumnezeu să ierte. Dumnezeu să ierte. Doamne, miluiește! Că Tu ești învierea și viața și odihna fericiților într-o adormire, eroi ai neamului românesc, Hristoase Dumnezeu nostru și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintele Tău celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Odihnește Mântuitorul nostru cu drepții pe robii Tăi și să lășluiește-i cărțile Tale precum este scris, trecând ca cum greșelile lor cele de voi și cele fără de voie, și toate cele cu știință și cu neștiință, iubitorule de oameni, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce ai răsărit lumii din Fecioară, Hristoase Dumnezeule, și prin aceasta fi lumina arătat, miluiește-ne pe noi. Noi este Sfânt precum Doamne Dumnezeul meu, care lăsa fruntea credincioșilor tăi bunule, și ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii tale. Odihnește, Hristoase, sufletele adormiților, omilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspir, și viață fără de sfârșit. Tu singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi, pământenii, din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând tânguire de îngropare, cântare, aleluia, cu sfinții odihnește Hristoase, sufletele adormiților. Născătoare de Dumnezeu și Maica Luminii, într-un cântări cinstindu-L să o mărim. Dumnezeu al vedea nu este cu putință oamenilor, spre care nu putea să căuta și de îngești. Iar prin tine prea curată s-a arătat oamenilor cuvântul îngrumat, pe care să și de celești pe tine te fericim. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, Cel ce sfărâm războaiele cu braț înalt, Cel ce prin negrăita întrupare și prin pătimirea de bunăvoie a unuia născut Fiului Tău, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ne-a arătat că totdeauna după jertfă urmează biruința și după cruce învierea. Auzi-ne pe noi care ne rugăm acum puterii și iubirii tale de oameni, pentru ca prin puterea ta să păzești neamul nostru, călăuzindu-l din biruință în biruință și din slavă în slavă,
iar prin iubirea ta de oameni să rânduiești în ceata aleșilor tăi sufletele celor ce pentru credință și patrie s-au luptat în chip strălucit și au căzut eroic. Sufletele acestora ca un nor de martori ne stau înainte și locurile unde odihnesc osemintele lor păzesc hotarele pământului patriei, iar cinstitul lor sânge adapă vlăstarul libertății noastre. Pentru aceasta, dezleagă-le și iartă-le lor orice au greșit cu fapta, cu vorba și cu gândul. Ca precum pe pământ au fost socotiți în ceata celor aleși, așa și în cer să-i numeri noastre a sfinților mucenici. Și precum s-au arătat cinstiți de către oameni, așa și înaintea ta, Dumnezeule, să fie așezați cu sfinții, ca acești viteji ostași purtători de biruință, lupta cea bună au luptat și calea vieții bine au săvârșit-o. Pentru aceasta, dreptule judecător, dăruiește-le în schimb cununa dreptății, iar nouă celor ce datorită lor trăim acum liberi, dăruiește-ne, Dumnezeule, pururea să pomeni jertfa lor cea mare și privind înfăptuirile făurită prin lupta lor, să le urmăm vitejia. Caută, Doamne, din cer, de pe tronul slavei împărăției tale și pentru jertfa înaintașilor noștri binecuvintează și acum pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii săi și pe armata țării, dăruindu-ne biruința asupra celor potrivnici, bună sporire, îmbelșugare și pace. Că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, deștea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează. Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale sfinților, slăviților și întrutul lăudaților apostoli, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinți ai noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar cel înviat a patra zi din morți și ale tuturor sfinților, sufletele fericiților într-o adormire eroi ai neamului românesc, în corturile dreptilor să le așeze. Amin. În sânurile lui Avram să le odihnească. Amin. Împreună cu dreptii să le numere, să le miluiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Într-o fericită adormire veșnică, dignă de Doamne, sufletul adormiturilor Tăi, eroi neamului omenești, lepălor veșnică, omenire veșnică. În cinstea eroilor căzuți la datorie se vor depune coroane de flori.
este depusă din partea primăriei orașului Horez, o depune domnul primar Nicolae Sărdărescu. Cea de-a doua coroană. Cea de-a doua coroană este depusă de Consiliul Local al orașului Horez. Cea de-a treia coroană este depusă de Liceul Constantin Brâncoveanu din Horez. Vă mulțumim frumos. Dau cuvântul domnului primar Nicolae Sărdărescu. Bună ziua tuturor celor prezenți, soborului de preoți, invitaților, Maica Stareță cu măicuțele de la Sfânta Mănăstire Horez. Este o onoare deosebită pentru mine, pentru că sunt în acest moment la asemenea festivitate, practic. O să rămână în istorie ceea ce se petrece astăzi în istoria orașului Horezu și a localității Romani. Și poate bunul Dumnezeu a vrut ca stihiile să provoace practic ceea ce s-a întâmplat cu fostul monument. În 1938 s-a constituit o comisie, un colectiv la nivelul Comunei Romani, pentru a construi un monument în cinstea eroilor. După câțiva ani de zile, datorită prezenței la conducerea țării a comuniștilor, n-a fost aprobat vechiul proiect, proiect care cuprindea fix ceea ce vedem noi acum, pe Sfântul Iisus Hristos, ținând în brațe un soldat. Unde e mai bine decât în brațele Domnului Dumnezeului nostru? Comuniștii au decis ca în locul Domnului nostru Iisus Hristos să fie o statuie care reprezenta o femeie și era considerată libertate. Iată că astăzi, după atâta timp, reușim să aducem în prezent ceea ce au gândit înaintașii noștri. Eu am 55 de ani. Mulțumesc. De față sunt persoane mai în vârstă decât mine, dar și tineri, începând de la 6-7 ani. Și vreau să vă spun un singur lucru și vă spun din inimă. Dacă n-ar fi existat eroi pe care îi vedem înscriși cu acest soclu și mulți, mulți alții, noi n-am fi existat ca țară, n-ar fi existat 1 decembrie 1918 și cine știe practic ce s-ar fi ales de noi. Astăzi, datorită lor, suntem o țară mare, bogată și fiecare dintre noi este liber să facă efectiv ceea ce crede de cuvință atât cu el cât și cu cei apropiați lui. Să le mulțumim acestor eroi și să mulțumim Domnului Dumnezeului nostru că existăm, că suntem. Totodată vreau să mulțumesc persoanelor care împreună cu mine, cu Consiliul Local Horezu, am reușit să avem astăzi ceea ce vedeți în fața dumneavoastră. Și acele persoane sunt de față, în primul rând, Nea Mitică Drăgănescu, care zi de zi, alături de maestru Săliște, Sergiu Săliște, și vă rog frumos să veniți aproape,
și neastă mai este și nea mitică. Ștefan Rachieru este omul care mi-a arătat acum 3 ani jumate când am preluat mandatul de primar acele imagini, acele schițe gândite la momentul respectiv de către colectivul constituit la nivelul primăriei Romani, Alin Bolca și mulți alții care cât au putut, cu aportul dânșilor, am reușit să sărbătorim astăzi, să sfințim și să dezvelim acest monument. Vă mulțumesc mult de tot și dați-mi voie să dau cuvântul lunea Mitică Drăgănescu. Nu vreau să mi se aducă atâtea laude. Eu am făcut acest efort și gest datorită și colegilor mei consilieri locali, care la momentul respectiv au înțeles că noi am avut mai multe variante de a construi acest monument. Eu m-am deplasat la Muzeul Județean și pe această cale îi mulțumesc domnului Tican, care mi l-a recomandat pe domnul profesor. Alături de dânsul, zi de zi am stat împreună și am construit acest monument. Deci meritul este al tuturor. Noi am vrut să demonstrăm că se poate face ceva și frumos. Eu cam atât am avut să vă spun și vă doresc la toți cetățenii din satul Roman și locuitorii orașului. Vă urez multă sănătate și având în vedere că ieri a fost ziua Unirii, să fim uniți cu toții. Mulțumesc! Pane Rachieru, te rog frumos să ne spui cum ai intrat în posesia schițelor și efectiv dacă te gândeai vreodată că vom ajunge să înfăptuim ceea ce au gândit înaintașii noștri. Doar câteva cuvinte și n-aș vrea să vă plictisesc, pentru că eu de obicei sunt etichetat că vorbesc foarte mult. Doamna cameraman poate să spună lucrul acesta. Doamna reporter. Este o zicală în care spune așa, România nu va pieri niciodată, indiferent câte interese vor fi, pentru că fiecare centimetru pătrat din acest pământ este presărat cu sângele eroilor. 6 ianuarie 1948, acel comitet de inițiativă, format din 23 de persoane simple, oameni simpli, coordonați de inginerul pe atunci al ocolului Silvic și primăria locală, s-au străduit aproape 2-3 ani de zile cu leu să strângă colectă publică, pentru că atunci monumentul a fost făcut cu colectă publică. Am mers cu dosarul făcut, cu toate schițele, și nenorocirea a făcut ca în momentul când au ajuns la raion să li se spună nu, nu e bine. De ce nu e bine? Pentru că ce caută Iisus Hristos cu eroii voștri? Gândiți-vă repede și în 2 săptămâni, ca să poată să treacă proiectul, vă dăm aprobare. Dacă nu, nu mai faceți monumentul. Vedeți dumneavoastră, pentru că atunci era patriotism, atunci erau oameni iubitori de țară și de patrie. S-au întors și rapid pe o schiță de mână, parcă a fost un har divin, au gândit monumentul cel vechi, care îl știți și dumneavoastră, sub forma unei tinere cu o coroană pe cap, care ține în brață un soldat. Au mers din nou la raion și a spus, e mai bine, dar nici chiar așa. Femeia, cum o numiți? Cine este? Și le-a venit ideea pe loc și a spus, este libertatea. Schița, prima schiță originală, dosarul, normal sunt 4 dosare, peste 65 de file în care se recuperează fiecare bănuț, fiecare 5 bani. Au fost făcute și 200 de vederi care au fost distribuite în public cu 2 lei vederea. Totul, muzica, balurile care au fost la Căminul Cultural, acele dosare, cu îngăduința primarului, vreau să fie făcute, xeroxate și făcute publice și fiecare dintre dumneavoastră care doriți să aveți acele documente xeroxate, le veți primi gratuit. Aceasta este schița de atunci, 6 ianuarie
1948, monumentul trebuia să fie făcut așa și s-a făcut cum îl vedeți lângă. Această nenorocire care a căzut peste monument, decapitându-l pur și simplu, a fost un semn tot divin și Dumnezeu a vrut ca statuia să fie refăcută așa cum au gândit înaintașii noștri. Eu vă mulțumesc pentru că ați avut plăcerea să mă ascultați și continuăm cu alte, cu alte lucruri care trebuie făcute pentru, pentru această localitate. Și dacă ne uităm aici, în jurul nostru, pe această stradă frumoasă, unde la 1693 Brâncoveanu a construit această minunăție de mănăstire, putem continua ca această stradă să arate într-adevăr ca o stradă din Occident. Sunt multe de făcut. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Avem alături de noi maestru Dinescu, la venerabila vârstă de aproximativ 80 de ani. Este fiul al orașului Horezu, născut în Horezu și un cetățean de onoare al orașului și un etalon pentru cultura vâlceană. Dați-mi voie să-i dau cuvântul, maestre. Mulțumesc foarte mult, domnule primar. Am să fiu foarte scurt pentru că timpul ne presează. Preacucernici părinți, cinstiți frați, stimați locuitori ai acestui sat încărcat de legendă și istorie, dragi locuitori ai orașului Horezu, capitala ceramicii românești. Am primit telefon în urmă cu câteva zile de la bunul meu prieten Mitică și m-a invitat la acest eveniment. Cum să nu vin când îmi trag seva din această localitate? Iată, e un loc mirific, un loc încărcat de istorie și legendă. Ca aici, lângă zidurile bătrânei mănăstiri, Brâncoveanu poate își aruncă ochii spre noi și este mulțumit de felul cum am ridicat acest monument deosebit de valoros. Marele Nicolae Iorga, marele savant, spunea încă din perioada interbelică: o generație care nu-și cunoaște trecutul nu va ști ce să facă nici în prezent și nici în viitor, așa cum bine sublinia primarul nostru, domnul Sărtărescu. Stimații mei, vin în numele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, al cărui președinte sunt, în numele Academiei Olimpice Române, ca director, în numele celorlalte structuri organizatorice pe linie cultural, științifică și artistică, să ne aducem prin osul nostru de recunoștință față de dumneavoastră, față de consilierii locali, în frunte cu primarul, pentru ridicarea acestui monument care va dăinui peste generații și generații. Iată, vă rog să-mi permiteți ca în aceste momente să ofer Carta Excelenția domnului inginer Nicolae Sărtărescu, primarul orașului Horezu, în numele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, în numele televiziunii Vâlcea 1, Academiei Olimpice, Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România, filiala Vâlcea. În țara unde pământenii vorbesc prin chipurile lor de îngeri cu putere sufletească, numită România, în țara plaiurilor, adevărate grădini mirifice de rai, de pe tărâmul Carpato-Danubiano-Pontic, în țara cercului de foc, al dragostei, iubirii de neam și obârșie, ce se întinde din Valahia până în Maramureș, din Bucovina până pe Țel de Mare, există oameni între oameni, dar cei ce excelează sunt asemeni celor pe care azi îi gratulăm și îi onorăm cu acest titlu de înaltă profunzime
umană, spirituală și științifică. Fie ca pe meleagurile pe care noi nu pribegim. Repet, stimații mei, noi nu pribegim. De aici ne tragem seva. Aici vom muri, dar urmașii care vor veni după noi vor ține tricolorul așa cum voi ăștia mici îl aveți în mână. Vă rog să-l ridicați deasupra capetelor, să vadă toată lumea că suntem români. Aici ne-am născut și aici trăim. Fie ca pe meleagurile, repet, pe care noi nu pribegim, aici între hotare și dincolo de ele, să se înalțe români de înaltă valoare morală, al căror românism să tăinuie milenii și milenii de acum încolo. Din România, ca o trăire, să înălțăm virtutea căutărilor din iubire față de frații noștri, până hă departe, peste mări și țări, să le insuflăm dragostea de revenire pe pământul strămoșesc, într-o aflare a rădăcinilor din care să renască România veșnică pentru românii de aici și de pretutindeni. La mulți ani, România, la mulți ani români, la mulți ani această localitate extrem de frumoasă de sub sprânceana munților meridionali. Vă rog să-mi permiteți, stimate domnule primar, să vă ofer această carte de excelență. De asemenea, stimații mei, nu peste mult timp, în îndepărtata Japonie, România va fi prezentă printr-o delegație numeroasă. Iată un breloc care să reprezinte semnul delegației României la această ediție a Jocurilor Olimpice. De asemenea, vă înmânăm acest atlas extrem de frumos și totodată acest tricou care va simboliza România la Jocurile Olimpice din îndepărtata Japonie. Mulțumesc, maestre! Mulțumesc, maestre! Același trofeu prietenului meu Mitică, te rog să treci ai Mitică lângă domnul primar, același conținut, te rog să primești această diplomă, acest atlas. O urare pentru toată lumea. Inimile și sufletele voastre și a celor dragi să vă fie încărcate de mireasma tuturor florilor de pe acest pământ. La mulți ani, dragii mei! Mulțumim, maestre! Maestru este un adevărat artist al cuvântului. Și nu în ultimul rând, dați-mi voie să sau permiteți să-i dau cuvântul domnului primar Niță, pentru care eu am un respect deosebit și care a fost promotorul, să zic așa, orezului modern. Vă mulțumesc tare mult. E extraordinar de frumoasă statuia și sugestivă. Uitați-vă un pic la copilul ăla nevinovat. Priviți-l un pic în față, priviți-l poziția. A murit nevinovat, săracu. Pentru că să mă ierte Dumnezeu, mă iertați, domn Sfinți Părinți. Omenirea se pare că este urmărită de o mare nedreptate, din negura istoriei. Se așează 4-5 de vârsta a doua, a treia la masă, se întind la povești, la un pahar de vin și până se ceartă. Și a doua zi își trimit copiii să se bată între ei, să se omoare. Nu e bine. Se duc vieții copii și se omoară unii pentru că ai bătrâni s-au certat. S-a uitat peste gard la curtea vecinului și a văzut că l-are porumbul mai frumos. Dar nu s-a dus el să vorbească, să se certe cu vecinul. Și a trimis copiii și ăla și-a trimis copiii și asta facem din negura istoriei. Nu este bine ceea ce se întâmplă, zic eu, punctul meu de vedere. Dovadă că, haide să ne aducem aminte de scenele alea din primul război mondial, când au ieșit din tranșee și de o parte și de alta și au sărbătorit Crăciunul împreună. Erau niște copii nevinovați. Au ieșit din tranșee și au jucat fotbal.
Suntem într-o zi, în niște zile mari. Azi. Ieri a fost Sfântul Proroc Naum. Da? Astăzi este Sfântul Proroc Avacum. Mâine este Sfântul Proroc Sofronie, Sofronie sau așa ceva. Dea Dumnezeu ca noi și noi să avem voce de proroci și nu peste mult timp să nu se mai întâmple astfel de necazuri pe lume. Ei au trăit cu 600 de ani înainte de Hristos și l-au prevăzut pe Hristos cu 600 de ani înainte. Sper să nu treacă atâția ani până când ni se va împlini dorința noastră, pentru că încă o dată este extraordinar de sugestivă această statuie. Extraordinar de sugestivă. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați oferit ocazia să vorbesc, pentru că efectiv m-a impresionat această statuie și pentru faptul că suntem în aproape de sărbătorile de iarnă, să vă zic sărbători fericite pentru ziua de ieri și pentru zilele care urmează la mulți ani România, să dea Dumnezeu să auzim și să ne vedem numai cu bine. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar! Mai avem un ultim moment, va fi un moment artistic, oferit de copiii de la Clubul Orășenesc Orezu, Clubul Copiilor. Și apropo de asta, sâmbătă, cine a fost în Orezu a observat că pe parcursul al câteva ore am avut mai multe momente artistice și vreau să vă spun că mă întrebau diversi de unde vin informațiile, cât ne-a costat și așa mai departe. Totul a fost oferit gratuit de Liceul Constantin Brâncoveanu și de Clubul Copiilor, Orezu. Și vă mulțumesc reprezentanților acelor două instituții pentru faptul că duceți mai departe tradiția și reușim să oferim locuitorii acestui oraș asemenea momente. Și pentru că nu voi mai lua cuvântul, și eu vă urez la mulți ani, atât pentru 1 decembrie, cu toate că este puțin cam târziu, pentru faptul că suntem o țară, un oraș liber și frumos, la mulți ani pentru sărbătorile de iarnă și să dea Dumnezeu ca acest monument să fie, practic, sărbătorit an de an, mii de generații de acum încolo. Vă mulțumesc! Fiecare dintre noi este dator ca să ducă mai departe dragostea și sentimentul acesta să-l cultivăm în sufletele copiilor, pentru că să avem și noi o continuitate a românului autentic. De aceea este menirea nu numai a cadrelor didactice, a preoților și a primarului să facă această educație, ci din fruncie, mamele noastre să fie creștine și să ducă mai departe dragostea pentru Dumnezeu și pentru patrie, exact cum spuneau înaintașii noștri, că de țară și de mumă nici când nu ne-o lepăda. Fie vreme, fie trece vreme, vine vreme, noi aici vom rămâne. Și ca atare, românii noștri sunt nu numai aici în România, ci frații noștri de peste Prut, să-i aducem pe tărâmul nostru românesc și întregirea României noastre să fie acolo unde hotarele le-au lăsat strămoșii noștri pentru care s-au luptat și s-au jertfit. Cântă cucu în Bucovina este un imn al românilor, atât ai noștri de dincolo de Prut, cât și de dincolo de Prut. Copilul acesta minunat, doar o parte din Cântă cucu în Bucovina va cânta la fluier. Hai, puiule! Trezește-te, române, trezește-te acum că țara ta mocnește, se va transforma în scrum. Ridică-te în picioare și apără-ți hotarul. De ce nu vezi tu oare cât e de plin paharul?
Asta-i țara ta rămâne! Asta-i România ta! Copiilor tăi române! Trebuie să ai grijă de ea! Trezește-te, române! Trezește-te acum că ta, țara ta mocnește! Se va alege scrum! Ridică-te în picioare și apără-ți hotarul! De ce nu vezi tu oare cât e de plin paharul? Asta-i țara ta, române! Asta-i România ta! Copiilor tăi române! Trebuie să ai grijă de ea! Trezește-te, române! Trezește-te acum! Și strigă în gură mare! Aici eu sunt stăpân! Adu-ți aminte în lupte cât sânge s-a vărsat ca tu, române, astăzi să fii eliberat! Asta-i țara ta, române! Asta-i România ta! Copiilor tăi române! Trebuie să ai grijă de ea! Trezește-te, române! Trezește-te acum și treci pentru izbândă prin apă, foc și fum! Ridică pumnul sus să vadă toți, să știe că nu mai poți răbda atâta mărșăvie! Asta-i țara ta, române! Asta-i România ta! Copiilor tăi române! Trebuie să ai grijă de ea! Trezește-te, române! Trezește-te acum și nu lăsa să piară tot ce ai tu mai bun! Hai, apără-ți pământul și munții și câmpia, apele și graiul, copiii și mândria! Asta-i țara ta, române! Asta-i România ta! Copiilor tăi române! Trebuie să ai grijă de ea! Thank you.